Bună regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Bucovina Retrospectiv. În platou se află, ca de obicei, invitatul permanent al emisiunii, domnul Tiber Avram, redactor șef la Monitorul de Suceava. Bun revenit, Tibi! Bine am găsit, Vali, pe tine și pe telespectatorii Bucovina TV. Cum a fost săptămâna care tocmai s-a scurs de la ultima, de la precedenta noastră întâlnire? În plan politic, mă refer. A, politic, da. A spus Ai că a fost vreme remarcat ceva? frumoasă. Ce... M-am cam chinuit să remarc câteva acțiuni mai... Au fost câteva lucruri interesante. Da. Zic eu. Altfel nu ne-am da, întâlnit. Da, ne-am întâlnit, da. Da. Luăm întâi în discuție câteva subiecte la nivel național. Se discută și săptămâna trecută s-a discutat vârtos modul în care se vor derula alegerile locale pentru primar, în special într-un singur tur, așa cum prevede legea, sau în două tururi. Ce s-a ajuns în sfârșit chiar și la fel de amenințări, ca să spunem așa, din partea domnului. Hai, s-a ajuns în sfârșit. Le așteptai astea. Da. Poate mai, cum să spun eu, poate mai se mai înviorează viața politică. Da, așteptai o atitudine mai radicală. Da. Da, acum, eu am mai zis și repet, nu mi se pare corect atitudinea liberalilor. Ei au fost de acord, au votat, au trecut legea prin care se modifica legea alegerilor locale. Am văzut zilele astea niște luări de poziția unor lideri ai PNL în care explicau, doamne, am votat legea pentru a se încadra în termenul de un an recomandat de Comisia de la Veneția, că dacă nu votam legea, am votat legea tocmai pentru a prinde prevederile alea, spuneau ei, cu Consiliul Județean, cu președintele ales de către consilieri și ce mai era acolo, și cu modificarea listelor la Parlament, să fie votul pe listă. Dar noi nu eram de acord, zic liberalii, nu eram de acord cu... Un singur tur pentru un primar. Singur tur. Dar dacă nu votam atunci, nu puteam să... Da, să aducem aceste modificări. Deci, da, eu nu țin minte că atunci liberalii să fie ieșit și să fie... Nu, liberalii au asigurat cuvorumul pentru vot. Da, deci, acum liberalii spun și nu-i corect și noi atunci am votat așa. Dar, repet, nu țin minte că atunci, după ce s-a votat legea asta, să fi făcut scandal. Un mass media era suficient prin care spunem, nu suntem de acord. Uitați, ăștia au făcut așa, așa, dar noi nu suntem de acord. Noi am votat pentru că. Da? E, acum vin liberale. Repet, probabil există niște calcule pe care și le-au făcut ei, referitoare la modul în care... Bun, că PSD-ul are mai mulți primari, nu? Și sunt convinși că primarii PSD-și în două ture sigur pierd, dar au și ei primari, dar la nivel național, care pot fi în aceeași situație. Nu? Să piardă... Da, am zis, votul ăsta într-un singur tur avantajează partidele mari. Da. Pentru că oamenii merg la vot și în primul tur aleg al nostru, PSD, penelist, da? Un independent, poate un om valoros, nu are așa multe șanse. În primul tur. E clar, da? Dar poate fi simpatizat de populație și să prindă turul 2. Bun, aici au un avantaj și partidele noi. Dacă, într-adevăr, au o persoană cu ceva notorietate. Da, corect. Dar două tururi. Deci, ca principiu, la două tururi. Un partid mare, la un singur tur, repet, cum e într-o zonă, are 30% PSD-ul, da? Evident că cei 30% din membrii PSD merg la vot, votează, votăm pe al nostru. Da? Și iese cel de la PSD sau de la PNL cu 30% sau 20% sau 18%, cum a fost, am avut și noi localități urbane, chiar unde a ieșit cu 18%, parcă, da? Probabil liberalii au făcut ei niște calcule, niște analize, niște sondaje și au ieșit că nu e în regulă pentru ei, da? Adică au ieșit că nu e regulă în sensul că într-un singur tur de ce au încercat. De ce au încercat, au pus în discuție acest subiect, susținând că legea n-ar fi constituțională. Deci departe de asemenea lucru. Trebuia să spună. Asta e... Nu știu, aia spun. Adică nu e corect din partea liberalilor că acum, după luni bune, după ce au votat, ies și protestează. De altă parte, nici atitudinea PSD-șilor nu mi se pare corectă. Da? Domne, amenință cu boicotarea alegerilor, știi? Bun, aici e un fel de...
Cum e? Cum sună? Nu, ca, ți-am zis, ca la grădiniță așa, bă, dacă mă supăr, mă supărați, îmi iau jucările și plec. Adică știi? Domnul Dragnea chiar crede că poate pune în aplicare un asemenea plan? Păi ar fi, îți dai seama, cred că nimeni nu, nicio formațiune politică nu o să fie supărată dacă PSD boicotează alegeri. Mă îndoiesc. Spunea cineva că, vă aduceți aminte, în 90 am ieșit să protestăm în stradă strigând fără front, fără FSN, adică da. FSN-ul să nu se transforme în partid și să nu participe la alegeri. Și acum am zis, în sfârșit, avem alegeri, s-ar putea să avem alegeri fără front. Da. Da, nu știu, nu cred că, îți dai seama ce, ar fi alegerile locale, n-ar participa PSD-ul, ar dispărea patru ani de administrație locală, mă îndoiesc. Da. O poziție de forță pentru a împiedica, iar repet, așa cum PNL-ul și-a făcut niște analize, niște calcule și PSD-ul și-a făcut. Și PSD-ul probabil consideră că într-un singur tur de scrutin ar avea mult mai mult de câștigat decât în două tururi de scrutin. Da? Pentru că pe lângă partidele mari, avantajați, sunt primarii în funcție. Bun, și PNL-ul e un partid mare. Da, dar știi bine că atunci când s-a făcut... USL-ul când a plătat. Nu, bun, când s-a... Paritatea? Scuze. Când s-a votat legea asta înainte, erau pe surse, da, informații că cele două partide s-au înțeles tocmai pentru că au foarte mulți primari. Da, deci fiecare are foarte mulți primari față de cât au visat vreodată. Da. Da? Și... urmăresc cel puțin să-și conserve numărul de primari în funcție. Da? Dacă mai prind ceva, pentru că revenind, deci pe lângă partidele mari, și primarii în funcție sunt avantajați, da? Într-un singur tur de scrutin. Dar, repet, probabil PNL-ul și-a făcut calcule și a văzut că în două tururi a câștigat mai mulți primari, la fel invers, PSD-ul și-a făcut calcule și a văzut că în două tururi ar pierde probabil, da. Știi? Și atunci fiecare o ține pe... Dar nu mi se pare corectă, repet, nici poziția PNL-ului care s-a trezit după câteva luni. Da? Și acum o de la întors, că noi de fapt am votat atunci, da? Dar nu mi se pare corectă nici poziția PSD-ului care amenință, are o poziție de asta de forță, da? Dacă nu, noi boicotăm alegeri, dacă modificați cumva legile. Da. Spune-te, rog, o concluzie, în opinia ta. La alegerile într-un singur tur de scrutin... pentru primari. Contează mai mult candidatul sau partidul? Ca să încheiem. Eu ți-am spus că aici contează și candidatul, dar există spiritul ăsta nu de turmă, când vreau să jignesc pe nimeni. Adică noi simpatizanții PSD, membrii și PSD activiști. Sau PNL, sau da. Activiști, votăm candidatul nostru. Da. Da. Și atunci aia merge și votează candidatul lor fără iar, repet, nu vreau să jignesc pe nimeni, fără prea mult discernământ, domnule, e a nostru. Da. Da? Trebuie să... Da, și evident, nu poți să votezi la PSD-ului, chiar dacă ți se pare mai bun, sau PNL-ului, în cazul... Da. Și atunci, iar cel, să spunem, un independent bun sau un om venit, nu e votat probabil de cei nehotărâți, cei care n-au simpatie politice. Da. Pe fondul ăsta, cel independentul valoros de care spui tu, poate urca să ajungă în turul 2, nici într-un caz nu o să depășească. Da, da? Da. În turul 2 se reorganizează. Da. Adică în ce sens? Rămâne unul de la PSD care... sau de la liberal, da? Și rămâne un independent valoros. Da? Da. Și atunci se va vota și cu rațiunea. Da. Uite, îl votăm pe ăsta, e mai bun. Da? De-aia zic că... Liberalul care n-a votat cu PSD-ul și nu va vota cu PSD-ul, sigur va... În turul 2 va merge cu independentul, se spune. Ba, da? Și la fel de invers. PSD-istul care n-a avut... Bun, dar mergem mai departe. PSD-iști, PNL-iști, așa mai departe, activiști, simpatizanți, sunt focați, nu sunt așa mulți. Da? Da. Rămân cei nehotărâți, știi, care pot să încline balanța. Dar asta se întâmplă de obicei în turul 2. Da. S-a discutat destul de aprig săptămâna trecută. Despre coloana lui Oprea și coloana procurorului asta... general. A intrat în joc și doamna Udrea, da? Să menționăm ce a spus. Da, bine, asta am văzut chiar, da. Dar până aceasta e să vorbim despre coloana. Da. Eu am rămas bun. M-am obișnuit cu domnul Oprea să iasă el, să spună. Și-a adus și acolo o armată de parlamentari în spate care să susțină. Da. Domnule, că eu am făcut totul corect. Domnul Oprea, eu sunt convins că el crede cu tărie că a respectat legea. Da. Da? Pentru că toate dispozitivele astea, da? Nu
El a făcut cu un cer de procedură. Da. Există să fac niște cereri, niște acte, da, niște protocoale, deci nu a sunat, dați-mi... Da? Da. Și de-aia spune el, domnule, eu am respectat legea 100%. Da? A, că legea nu îi dădea dreptul să aibă coloană oficială și am văzut că era vorba de 1000 și ceva și au fost sute de deplasări în interes personal. Da? La restaurant sau acasă, de acasă. Deci domnul Oprea a făcut totul bază de hârtie. Da? El a ignorat acoperit faptul. Acoperit să fie. Da, ideea spunea că a respectat legea. Da, păi asta îi place să pozeze într-un personaj care respectă legislația țării. Da, mai incorrect. Că, domnule, la fel au făcut și cei dinaintea mea și am și o dreptul. Da? Oamenii ăștia care ajung și într-o funcție au impresia că le se cuvine tot. Da? Da. Deci, domnule, eu sunt ministru de interne, ministru apărării, ții minte când venea cu avionul la Comisia de Presă la Suceava, am dreptul tot ce, da, sunt o persoană importantă. Da? În statul român. Da. Ce nu înțelege domnul, nu vrea să înțeleagă sau îl doare în cod. Nu îl doare în cod. Aici, repet iar, omul a ajuns într-o funcție, anumit gen de oameni, omul ăla crede că îi se cuvine tot, restul, prostimea. Noi suntem prostimea, nu contează. Da? Deplasarea coloană oficială nu înseamnă numai polițiștii aia care sunt antemergători, postmergători, da? Ce înseamnă, după cum am văzut în ce spusese DNA-ul, și 10 de polițiști, erau câte 20 ceva de polițiști blocați când se deplasa domnul Oprea. Pe da? Traseu. 10 de polițiști pe străzile care intersectează traseul coloanei oficiale. Da. Da? Că nu poate să vină unul cu viteză așa și să... sau pur și simplu, nu cu viteză, să intri în fața coloanei. Da? Și atunci când vine o coloană oficială, da, știu și ce vine asta. Da. Străzile laterale sunt blocate. Coloana să aibă drum drept. Da. Așa. Bun, dar 20... domnul Oprea probabil se credea în misiune că merge la restaurant. Bun, el tot timpul a fost în misiune, dar chestia asta, adică, oriunde se deplasează, are nevoie de... Deci, bun, extrem, persoană extrem de importantă, dar eu ce vreau să zic, 20 ceva de polițiști blocați numai pentru a asigura, pentru a opri mașinile care vin să nu se intereseze coloana, polițiștii ăștia puteau fi în alte zone ale București, dar nu vorbim repede de prostimea care stă acolo, aia nu contează. Păi da, că aia te obligă să de... ocolești București. Aia 20 de polițiști puteau fi în zone care traficul aglomerat, puteau fi în zone care există riscuri de accidente, numai să stea așa ca să reducă oamenii viteza. Ce am văzut săptămâna trecută, pe un post de televiziune, nu mai țin minte pe care... Făcuse un experiment, nu știu dacă ai văzut. Nu știu. Niște ziariști s-au urcat în mașină, în mașina personală, din fața casei domnului Oprea. Mm-hmm. Da? Și au mers în chiar zăpadă pe stradă. Și au mers de acolo până la minister. Ca să vadă timp. Ca să vadă cât timp, da? Fără antemergător, deci cu stat la semafor, cu aglomerații, cu tot. Știi cât au făcut? Mm. După din așa. Deci cum? Nu știu exact cât de... Bine, de fapt, nu știi distanța niciunul. Da. 15 minute. Deci, cu stat la semafor, cu aglomerație. Îi recomandăm aici, Calea Unirii la noi. Da, deci, ei arătau, uitați, acum stai la semafor. Acum. Bă, 15 minute. Deci, 15 minute ajunge muritorul de rând de la serviciu, deci unde stă, de la casă, de la domnul Oprea, la serviciu, la minister. Deci, trebuie 40 de oameni ca să ce? Da. Să faci 5 minute? Ca să facă 5 minute, merge cu... Mă rog, prostimea trebuie să stea deoparte, că domnul Oprea a ajuns ministru. Da. Da? Și vine în contraexemplu domnul Cioloș. Da. Da? Care... Ce zici? Domnule, știu că se produc ambuteiaje în jur de ora 9, prefer să mă trezesc mai de dimineață și plec la 7. Da, și era o chestie foarte... Eu am... Știi bine că am avut o poziție critică, da, dintr-o anumită perspectivă. Da? Dar omul Ciolo deocamdată îmi place. Da? Cum gândești, domnule, bă, e bunul simțul, domnule, suntem în niște funcții trecătoare. Da? Da. Nu înseamnă că trebuie să profit de... Da? Bun, am mașină de serviciu, mă duce șoferul, mă duce. Dar de ce trebuie să merg eu mai repede decât toți? Mă trezesc, cum am spus eu, mă trezesc mai devreme, cu un sfert de oră, cu jumătate de oră. Da, da, corect. Nu îi se pare normal să aibă, să încurce circulația. Nu ies din casă la ora 9, că atunci când e perioada potrivită sau așa născută, cum se spune eu, sau știută deja de că se produc ambuteiaje în diferite zone. Da, că nu te-ai în București, în minister, lucrează de la ora 9.
Da, nu, aici e vorba de bunul simț. Bă, dacă ai respect pentru seamănul tău, da? Pentru prostimea aia, că ăștia suntem și noi și ceilalți, prostimea. Da? Dacă ai respect pentru ăștia, de ce să trebuie ții coloană? Când, repet, nu ești într-o misiune oficială, mergi la serviciu. Da, mergi la serviciu, te întorci la serviciu, mergi la restaurant, domnul oprea, mergi la restaurant, am nevoie de coloană, da? Da. Ai văzut, am ținut fotografii pe internet cu coloana în fața unui restaurant, așteptându-l pe domnul oprea să mănânce, da? Adică asta e chestie de neam prost, știi, bă? Da. Dacă n-ai respect față de ceilalți, evident că faci lucruri genul ăsta. Bun, al doilea personaj vizat este procurorul general și el a beneficiat de coloană. Aici, da, sincer, nu mă așteptam. Adică dumnealui beneficia de coloană, domnul Nițu beneficia de coloană, stătea în Ploiești, la ducea coloana, iar cu an de mergător până la intrarea în București, la intrarea în București, pe chiar o chestie, dar, adică ce misiune urgentă avea domnul procuror general să ajungă la minister, să semneze la serviciu? La serviciu. Da, la minister, la serviciu, la parchet general, ce misiune urgentă avea? Deci nu putea întârzia? Da. Bun, uite, și are vina domnul Cioloș. Bă, dacă ai bun simț, trezește mai dimineață. Da? Trezește mai dimineață. Și nu trebuie să conduci, ai șofer. Nu trebuie să conduci, ai șofer. Da, bun, domnul Nițu stătea în Ploiești și făcea naveta. Da? Da. A primit o funcție mare, o demnitate foarte mare în statul român. Trebuie să faci niște sacrificii. Ia-ți un apartament de serviciu, da? Acolo și stai și în București. Dacă sunt destul de apartament de serviciu. Bun. Alții vor vile de la RAPS, care după aceea uite să le mai dea înapoi, dar apartament de serviciu, modest, de care se asigură traiul necesar, trebuie să faci niște sacrificii, nu poți, știi? Da. Am înțeles și întrebările tale și recomandările tale pentru domnii Oprea și Nițu, dar iată că doamna Udrea îl ia, așa spun colegii din București, Udrea îl ia în brațe pe Oprea. Infracțiunea de abuz în serviciu ar trebui scoasă din codul penal. Cam în zona asta a mers. Pe fond, am citit și eu n-am văzut până să-mi trimis tu. Oarecumva doamna Udrea are dreptate, da? Deși să zic că nu mă contrazic. Deci doamna Udrea spune așa: povestea asta cu abuzul în serviciu nu există nicăieri în Europa. Nici o țară din Uniunea Europeană nu are fapta de abuz în serviciu ca faptă penală. Nu mai spun că nu e faptă de corupție nicăieri. Deci, dacă cineva săvârșește o greșeală în funcție și provoacă un prejudiciu, el este sancționat administrativ și se recuperează prejudiciul. Abuzul în serviciu nu înseamnă nici mită, nu înseamnă nimic. Înseamnă că un om poate să greșească. Absolut corect ce spune doamna Udrea. Da. Doamna Udrea. Dar da? Propun să dezvolți acest subiect, poziția doamnei Udrea, după prima pauză de publicitate. Rog regia, doamnelor și domnilor, publicitate.